După ce v-ați împărtășit, mulțumiți așa. Îți mulțumim ție, Părinte Sfinte, pentru Sfânt numele tău pe care l-ai sărășluit în inimile noastre și pentru cunoștința, credința și nemurirea pe care ne-ai făcut-o nouă cunoscută prin Iahușa, fiul tău. Ție slavă în veci, tu, stăpâne, atotputernice, ai zidit toate pentru numele tău. Mâncare și băutură ai dat oamenilor spre desfătare, ca să-ți mulțumească ție, iar nouă ne-ai dăruit prin fiul tău mâncare și băutură duhovnicească și viață veșnică. Înainte de toate îți mulțumim că ești puternic, ție slavă în veci. Adu-ți aminte, Iahua, de adunarea ta ca să o izbăvești de tot răul și să o desăvârșești în dragostea ta și adună din cele patru vânturi această adunare sfânțită în împărăția ta pe care ai pregătit-o, că ție este puterea și slava în veci. Să vină harul și să treacă lumea aceasta, o sana Elohimului David. Dacă este cineva sfânt să vină, dacă nu este, să se pocăiască. Maranata! Amin! Profeților însă, îngăduiți-le să mulțumească atât cât vor.